Salutare, prieteni, eu sunt Demon MC și bine v-am găsit la un nou episod de Terra Firma Craft. Astăzi vom face, nu știu ce pula mea vom face, dar vom face, trebuie să mergem în biome de Arbel să căutăm Seralite ca să mergem și noi să intrăm odată în era Bismuth Bronze. Și este ora 7:30 și mor de foame să-mi apă în iPod. Aurel de ciocolață, liniște. Vreau să o fugă la mine. Eu am o pere de hender. Mă foame ce veți. Asta și în acest episod Teo nu e să mai... Ha, asta s-a făcut checa. Cred că s-a făcut. Pizda mă, tip, am mânecat. Așa. În acest episod trebuie să mai facem noi și acoperișul acelea. Și ăla de acolo, cred, nu știu dacă îl voi face sau nu. Dar cum asta de la casă trebuie să-l fac. Că vine iarna și ne plouă în casă. Și bă, oricum, mă apuc eu să fac pregătirile și vom merge din nou în Marble Biome aici. Pac, pac, și vom merge tot în cur. Tot încolo la 1724 de blocuri. Nu sunt multe, dar soreacă. Și până atunci să eu și o să mănânc, mi-e o foame de mor. Păi ne vedem acolo, ne revedem acolo, hai. Gata, băi, am ajuns după zi și o noapte de călătorie. Un ceai la mijloc. Ce e ăsta? Asta mi se pare că e casiterite de la, care e inutil. Parcă. Ah, să vă spun un lucru. Am mers vreo 1000 și ceva de blocuri ca să-mi dau seama că n-am tropic la mine. Și m-am întors înapoi. Ce ești tu? Ființă. De ce le găsim așa de ușor? Vreau să spun, să știu și eu. Small, medium, very large. Ia uite. Hai, de ce e mic ăsta? Ok, dăm și noi aici. Mi-am luat și lopată de data asta. Să fiu pregătuit, să am tot ce trebuie la mine și vom mina dacii în jos. Because I can. Dumnezeu înainte. Vedeți și mă rog eu să fiu un vein de la mic, să fie decât 2-3 2-3 astea și să nu dau de ele. Sau să le găsesc și doar atât să găsesc. Am nevoie de destul de mult din câte știu eu. Hai să pun niște, și niște, m-am dat la o parte și după scaun, nu vă faceți griji. Na, mai stai tu aici atunci, dacă mai cazi. Ok, deci dă-mi aici, că poate ciorea nu mai cade. Ok, că dacă pică pe ăsta e bilită treaba, că pică și pe tine. Ok, ok, hiciorii, pac, pac, mă, tampiz, mă, du-te, mă, du-te. Așa, și dăm și pe partea asta loc. De ce nu poți să minezi liniștit? Să muți pe fata. Ah, bună-i mă. Ah, mai prospectă rimnițăl. Asta ne mai încercăm o dată norocul. Dăm aici. Am eu o presimțire, așa că... Că aici va fi ceva. Ia să vedem. Doamne, ajută. Ajută-mă, Doamne, că o să merg la biserică. Nu promit. Bă, practic... După o grămadă de timp. Am... Minatiu alea capacii. Ca într-un final să nu găsesc nimic. Aici. Aici. Am găsit o leacă. O lecuță. Puțunel. Puțunel de tot. Puțunel de tot, domnul. Just a very puțin. Doar aici. Puțin. E frică să nu cadă asta pe mine. Dă-l spargem. Ia stai. Ok, aici asta nu e de la cu mare, mic, mijlociu.
Dor, am mers mai sus. Și mai sus am mai găsit o leacă. Încă puțin el, domnul. Încă puțin el. Aci o lecuță. Aci o lecuță. Ca să nu crezi. Și aci o lecuță văd. Dar lecuța asta nu știam. Ok. Și aci încă o lecuță. Așa. Ah, uite, mai ieși mai sus. Ceea ce mă bucură. Ok, stai, mai încerc o dată aici. Nimic, ok, mai încerc o dată aici. Să fiu sigur că e nimic. Ok, și mai merge și mai sus o leacă. Și așa știu că mai merge și mai sus o leacă. Și mai avem și acea o lecuță. Acea o lecuță mai mult. Și cred că cu cât merge mai sus, cu atât e o lecuță și mai mult. Așa e. Bă, deci, aici văd că ar cam fi veinul principal. Și am coborât 15.000 de mile în jos ca să urc 13.000 de mile în sus. Pam, pam. De o inteligență superioare. Adică inteligență superioară. Și nu spune că iar nu mai e. Cât făcurăm? 15, cât e 25 units. Ok. Tot e bine dacă nimic. Deci tot e bine, vă spun eu. Deci ne cam putem face câteva iteme din Bismut Bronze. V-am văzut, am mai văzut eu o chestie. Se numește Black Bronze sau ceva de genul ăsta. Black Bro. Asta e? Black Bronze. Dar nu știu dacă și Black Bronze ăsta se face. Oh! Scuzare-me. Bronze Anvil Orbit. Ah, da, bine. Deci nu putem. Ăsta, Black Bronze ăsta, îl putem face cu aur și cu argint. Aur, argint și bismut. Și facem acest Black Bronze. Da. După că ne trebuie nicovală de cel puțin de bronz. Și noi avem de cupru, deci de treaba. Fuck it. Și aș mai urca o leagă și mai sus. Nu da, domnul, că mă doare. Ok. Stai, mă. Dar cine e în mine, ce daci, mă? Tuac. Tuac. Pac. Pac. Mergem aici. Stăm și noi ca genii pe scară. Au. Asta era pământul. Deci am ajuns sus la pământ. Și scările mele. S-au adus. Ok, hai să urcăm înapoi. Pam, 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 pam. Pam 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 pam. Dar e sigur. Bă, mă apuc eu să mai caut ceva pace dacă mai găsesc de bine, dacă nu mai găsesc la fel de bine. Tot e ceva și ăsta. Deci e ceva și ce am găsit acum. Nu pot să spun că nu e nimica. Nu e de ajuns. Deci de ajuns nu e. Că în primul rând trebuie să facem o nicovală. Tam tam. Și în al doilea rând, în mai multe rânduri, ia stați așa. Ștergete băi să nu uită. Ok, deci ăsta poți să faci într-un capăr anvil, dar restul nu mai poți să mai faci într-un capăr anvil. Să iau cel puțin unul de bronz. Deci noi trebuie cât e trebuie, mă, pentru asta? 6, 7, 14. Nu trebuie 14 lingoaie. Și 14 lingoaie însemnând, nu știu cum poziție, parcă 20% serialite să punea. Undeva pe acolo între 10 și 20. Parcă n-ar ajunge. Oricum, ce mai? M-a pus să dau mai departe cu minatul. Bă,
Mare brânză n-am găsit să-mi dau piciorul. Deci am găsit un stack și 11 și 6 de astea mici. Deci practic a fost o muncă de o grămadă de timp de degeaba. Aproape râbâi. Dar cine v-am luat eu cu prostul cu mine? Nu știu. Felfel, Jasper, Berly, Chipot, Berly, ok. Că și pasă de Berly. Bă, pe parte bine că mi-am luat lemn la mine, că am mai avut să mai fac beam-uri. Și am intrat pe aici și am ieșit pe aici. Aș merge jos să vă mai arăt ce a fost pe acolo, de, e ca un fel de mușugului de șobocârtițe. Deci e teroare. Să sparg eu ăsta sau să nu sparg, mă? Las. Hai bă, că am ajuns acasă cu barca, dar normal, cu barca, normal. Cum să n-ajung eu acasă cu barca? Și văd că astea s-au cam făcut o mare parte, cred, sper, adică. Mare brânză n-am mai făcut. E că practic n-am mai făcut nimic, am găsit 3 roșii. Bun, așa era dacă nimic. Totuși, pe aceea trebuie să punem dovleci de aia. Marș. Și ești blond. Dacă mă întrebați cum de n-am murit, răspunsul este foarte simplu. Nu m-am mai bătut. Ăsta-i răspunsul, de aia n-am mai murit. Că nu m-am mai bătut. Ok. Fotos Dumnezeu, mati. Astea trebuie să aibă iarba în interior. Astea trebuie să aibă iarba în interior ca să mănânce, ca să se facă lână. Ai, dă fută, mă. Fiți voi atenți la cerea futai. Că trebuie să aduc cumva să pun iarbă pe aici. Pământ, adică poc, să duc în interior, aici. Și aici o să fie pământ. Ia uite, mai vreau să sar peste asta și nu țineam controlul apăsat. Și la vaj la fel. Da, că și faci și mănâncă iarbă. Sunt un geniu, yay! Mă auto-aplaud în pula mea. Asta cred că e făcut, nu știu. Cred, sper, I don't know. Bruscoi, taci. Cam e un coi. Ok. Hai să ne luăm cultura. Să punem le fleuricica aici. S-au făcut și strawberry-urile. Pac. Tac. S-a stăcat frumos. Și tu mai pun undeva. Mă, dar să nu se fac. Trebuie să eu apăsă să mut în patera asta. Ai, ce puțăne, bă. Și la fructe ce multe îți dăm. Nu știu acum. Dacă o să mai meargă să pun astea și a doua oară pe aici. Dar care știți mai bine, spuneți-mi. Mai are să le mai pun și a doua oară? Adică în același an sau nu mai merge? Eu știu, hai să le... De ce sparg eu toporul și cum pot să sparg cu mâna? Aia, cu mâna se sparge mai greu. Să le combinăm o leacă. Ok, nu mai avem spațiu. Pac. Și-o cam umplut. Tu și tu. Ce vrei să-mi place? Ce ești tu? Out. Hai să punem o auto aici. Ok. Rice. Wheat. Hai să punem grâu aici. Murici aici. Astea aici. Spațiu gol aici. Și cam atâta. Și iuta asta cred că e gata. Gata 6. Da, e gata. La că nu e gata.
Ok, iuta trebuie să mai crească. Asta fasule. Și asta e gata. Green bean-ul. Green peace-ul. Ok, pac, 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 pac. Iar ce mai pace, nu mai e gata. Ok, 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 ok. Ok, băi, hai că am făcut și... Am făcut ceva cultură. Fără asta. Să nu ne punem noi acest pom ușor. V-am zis asta, nu, nu-mi plac cum sunt aranjate. 1, 2, 3, 4, 5, a venit aici 1, 2, 3, 4, 5, și a venit aici 1. Avea loc să crească în locul ăsta, nici nu știu, fuck, kit, deci am să zic fucked up. Oh, eu știu, pe linia asta, aici, hai că-l pune, 1, 2, 3, da, nu o să aibă loc de asta, da. Am făcut treabă bună, ce mai? Asta se face ce boschete mare, pigurinei, să tot crească. Nu aștept să crească. Și ce mai? Între episoade, voi face ce am greșit. Voi înlocui podeaua cu iarbă. Sau cel puțin jumătate din ea. Sau toată, nu știu. Va dura mult până să se va preschimba pământul în iarbă. Asta știu sigur. Dar, na. Bravo mie, mă felicit. Mă super mega ultra felicit. Sunt un geniu. Trebuie să mă gândesc la asta de prima dată, pana mea. Că am spart iarba de acolo. Deci am spart iarba de acolo. Never mind. Never mind. Ba e, mind, dar... Ok, fie. Fuck it. Bă, chiar gheață mai avem aici? 12, se duce... Ușurel, ușurel să duce. Fructe. Ok, s-a făcut un stack aproape plin. Uite, ăsta are 10% de cash și ăsta 12%. Ăsta are alte 0 și... Ce naibă, de ce ai? De ce au decay? Am nevoie de cuțit. Să scot stricăciunea din ele. Nu știu de ce au decay. Vă dăm vedere că sunt aici, știi? Adică n-ar trebui. I don't understand. Intră mă. Brânză. S-au pus și brânză. Perfect. Hai că la capitolul mâncare o ducem foarte bine. Suntem foarte, foarte, foarte bine. Pe unde avem eu brânză? Uite aici așa și... Și brânză, că avem o grămadă. Veggies nu prea avem multe, dar se strâng ușor, ușor. Fructe o grămadă, cărniță o grămadă. Bine, fără astea. Astea sunt. Hai că avem la carne o grămadă aici, chiar că. Păi, fraților. Nu știu cât a trecut din episodul ăsta. Dar hai, pun punct aici. Oricum, ce v-am zis? Mâine. Să o luăm așa. Mâine va mai veni un episod din Sky Factory 3. E filmat. E filmat de ieri. Am filmat două, unul după altul. De terafiba nu pot să filmez două după altul. Unul după altul, ca asta ar însemna să joc 4-5 ore. Da, și acum. Am început filmarea la 7:30 și ceasul 9:20. Ca să înțelegeți cam cum mare treaba. Așa. Și între episoade ce voi mai face eu? Voi veni cu o potecuță de pământ pe aici. Voi intra pe aici. Voi transforma tot ceea ce e tot lemnul ăsta în pământ. Și cred că ăsta după mijlocul las. Nu știu, văd. Voi trage și în partea asta altă frumos și voi ajunge până aici cu pământ. Sau eu știu, aș putea partea asta să vin pe aici. Da, la vace aș putea să vin pe aici, să trec direct, pac, sparg un bloc și pun pe jos pământ. Pentru că animalele mănâncă iarbă și vacile și oile, vedeți că nu mai fac lână.
Voi sunteți îmbrânzite toate, sunteți îmbrânzite toate, sunteți pregnanți și voi. Trebuie să vă oiți și voi până la urmă. Trebuie să faceți o dată pui. Așa, altceva. Cotineață la porci ăștia, trebuie să le facem aici. Și voi merge în căutare de bismut. Știu că la... E pe undeva pe aici, cred că e cea sus pe deal. Am bismut, nu știu sigur, din câte mi-aduc eu aminte. Voi merge să scoci niște bismut, să văd cam cum merg rețetele de bismut bronz. Și episodul următor îl vom începe, uite aici, lângă forje, făcând bismut bronz. Bismut bronz. Și încă un lucru, că mi-am adus aminte. Să mă uit dacă mi-ajunge de nicovală. Dacă nu mi-ajunge ce am eu de nicovală, mă duc să mai fac rost de ori de sferă la etor de... Nici cupru nu știu dacă mai am mult. Ia nu aici, aici. Cupru, așa. 16 native copper, ok, native copper nugget, pur native, hai că cu probleme. Dar cred că și bismut ne ajunge destul de mult. Și sterilite-ul cred că tot la fel. Ce m-am întins la... Mă duc să mănânc practic. Și practic și teoretic avem nevoie de 14 lingouri de bismut bronz pentru a ne face o licovală de bismut bronz. De smismut bronz. Așa. Da. Păi ce mai, fraților, mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Dați-i și un share, m-ar ajuta enorm, dar știu că nu-i va da nimeni. Da, răcesc și o gură aici. Și până data viitoare, și până data viitoare, numai bine și cuțurii ăștia, săracii, nici nu ne mai dă să mănânci, mi-aș uita de ei.